În perioada 6 august 9 septembrie, în galeria Rotonda a Casei de Cultură a municipiului Timișoara, va avea loc o expoziție de fotografie spre amintirea legendei Phoenix Nicu Covaci. Fotografiile care aparțin lui Alin Zelenko sunt făcute la aniversarea a 60 de ani de Phoenix, de ziua Timișoarei, în anul 2022, prilej cu care marele artist timișorean a urcat pe scenă alături de foști membri ai trupei, de invitați, de orchestra ansamblului Timișul, a Casei de Cultură și de orchestra Filarmonicii Banatul. Programul de vizitare a expoziției este de luni până vineri, între orele 9-16. De asemenea, în același context, marți 6 august, de la ora 20:30, în sala multifuncțională a Consiliului Județean, va avea loc proiecția filmului documentar Phoenix Povestea, realizat de regizorul Cristian Radu Nema. Intrarea este liberă.